Activitatea de vaccinare va începe mâine de la ora 9 la pavilionul expozițional Constanța. Se organizează 8 fluxuri pentru personalul din învățământ, 6 dintre ele fiind pentru persoanele peste 55 de ani, iar 2 pentru persoanele sub 55 de ani. 1296 de educatori, învățători și profesori au cerut să fie vaccinați cu prioritate împotriva noului tip de coronavirus. 551 dintre aceștia au peste 55 de ani, iar 745 sub această vârstă. Avem vaccinul, suntem pregătiți, am făcut toate modificările necesare. Cadrele didactice nu se înscriu în platformă, ele vin pe mailul centrului de vaccinare, programați fiind pe liste făcute de către fiecare unitate și cu aprobarea inspectoratului școlar județean. Îi așteptăm pe toți să vină cu încredere la centrul de vaccinare. Campania de vaccinare va debuta cu cadrele didactice din municipiul Constanța, iar din 26 februarie sunt așteptați la centrul de vaccinare amenajat la pavilionul expozițional și ceilalți educatori, învățători și profesori din județ, atât din unitățile de stat, cât și din cele private. Cred că această campanie ar fi trebuit să înceapă de la început, cu prioritate pentru noi profesorii care era clar că ne vom întoarce la un moment dat în bănci. Indiferent că vorbim de scenariul galben sau de scenariul verde, ești între copii și reprezinți un pericol pentru ei și invers, deci este o chestiune reciprocă. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a transmis că din datele centralizate până vineri 19 februarie, puțin peste 1000 de cadre didactice s-au vaccinat deja, după ce s-au înscris singure pe platforma de vaccinare.